Bun găsit, vă spun de la Făgăraș, sunt Cosmin Bulzan și vă invit să urmăriți principalul buletin al știrilor de astăzi. 2015 este un an al austerității la Făgăraș. Sumele alocate bugetului local sunt mici, astfel încât legislativul a împărțit banii cum a știut mai bine. La grea încercare este pus învățământul, întrucât școlile nu au la dispoziție fonduri pentru cheltuielile cu utilitățile, dar nici pentru reparații și modernizări. Și la Casa de Cultură, managerul are sarcină grea. Trebuie să asigure din propriile activități plata salariilor și a utilităților. Sala tronului din cetatea Făgărașului devine o atracție pentru turiști. Muzeul lui Valer Literati a fost alocată de la bugetul local suma de 900.000 de lei pentru a duce la bun sfârșit lucrările deja începute. Este o investiție care poate aduce un număr record de vizitatori la cetate, susține conducerea instituției de cultură. Noi, din veniturile noastre, ne vom asigura buna funcționare a muzeului, inclusiv organizarea de acțiuni și activități culturale. Iar de la bugetul local am primit subvenții pentru investiții, pentru a se finaliza sala tronului. De fapt, nu numai sala tronului, este vorba de o latură de cetate, sunt 4 încăperi. Și acesta, de fapt, este lucrul cel mai important, obiectivul important pe care noi îl avem anul acesta. Turiștii au venit și anul trecut în vizită la cetatea Făgărașului, în număr mare. Drept dovadă din încasările de anul trecut, conducerea muzeului a reușit să-și gestioneze activitatea în condiții normale. A putut achita salariile și utilitățile, mai mult din costul biletelor a virat bani și în bugetul primăriei. Am reușit să facem venituri de aproape 600.000 de lei, și am, să zicem, am dat înapoi din subvenția pe care am primit-o la începutul anului, am dat înapoi aproape 400.000 de lei. Ceea ce înseamnă că și cultura poate să producă și să câștige bani. La polul opus stau școlile. Pentru 2015 nu sunt cuprinse niciun capitol din bugetul primăriei. Astfel, instituțiile de învățământ nu au la dispoziție fonduri pentru cheltuieli cu utilitățile, dar nici pentru reparații și nici pentru modernizări. Pentru anul școlar în care funcționăm la ora actuală, nu am primit nicio sumă, 0 lei. Deci, tot ceea ce vom realiza în acest an pentru a desfășura activitatea în condiții normale la Colegiul Radu Negru va fi prin o gospodărire cât mai bună a resurselor proprii și, de ce nu, din banii care îi avem alocați la costul pe elev. Dar trebuie să menționez că nici această sumă nu ne-a fost alocată integral, ci avem un deficit la această sumă alocată de 300 de milioane vechi. Mi se pare o sumă destul de mare. Dacă ar fi să calculăm, ar trebui ca 3 luni de iarnă să nu avem bani necesari pentru a asigura utilitățile de la cele două unități școlare, Colegiul Radu Negru și Școala Generală 1. Și nu numai atât, cred că nici n-ar putea să mai facem o întreținere corespunzătoare a spațiilor pe care le avem la ora actuală. Activitățile nu le vom diminua, dar bineînțeles că va lipsi acel minim care ar trebui să-l asigurăm. Dacă nu poți oferi unui elev un buchet de flori, cel puțin să poți să-i oferi un ghiocel. Nici Casa Municipală de Cultură nu a primit bani. Deși sala de spectacole a fost recent renovată și utilată, mai sunt destule spații care au nevoie urgentă de reparații și renovări. De asemenea, este nevoie de un sistem performant de sonorizare, adaptat cerințelor ce se impun în prezent. Conducerea instituției mizează însă pe banii colectați din vânzarea biletelor de spectacol. Cu sumele încasate se asigură însă doar plata salariilor și a utilităților. Nici nu poate fi vorba de alte investiții. Vom aduce pentru Făgărășeni piese de teatru, concerte ale filarmonicii, spectacole de folclor. Vom avea diverse evenimente pe care le vom plăti din venituri proprii sau din încasările pe bilete. Așadar, 2015 este un an al austerității la Făgăraș, atât pe segmentul educației, cât și la capitolul cultură. Directorii de școli sunt cei mai nemulțumiți de faptul că cei care ne conduc nu pun deloc accent pe ceea ce este mai important într-o societate, educația tinerei generații.
Piața agroalimentară este un sector ce susține bugetul local, spun reprezentanți ai municipalității. Comercianții sunt interesați să vină cu marfă pe care să o vândă cât mai bine și repede, dar pentru găzduirea lor achită taxe. Cam mari, spun ei, întrucât vânzările merg greu și asta pentru că făgărășenii nu au putere de cumpărare. Deseori oamenii iau legume sau fructe doar pentru a-și potoli pofta sau pur și simplu vin, privesc și pleacă. Societatea comercială a primăriei, care se numește Târguri și Oboare Făgăraș SRL, își aduce un aport important la bugetul local. O arată încasările obținute anul trecut și nu numai. Are productivitate, susține conducerea orașului, asta pentru că singura piață agroalimentară din orașul nostru este plină de comercianți în mai toate lunile anului. Chiar și în cele de iarnă, mesele închiriate de producătorii particulari și de intermediarii care vând făgărășenilor fructe și legume sunt ocupate. Un lucru e cert, vara atât incinta pieței este supraaglomerată de cei care vând marfa, cât și spațiul exterior înțesat de țăranii din sudul țării care vin cu fructe și legume. Taxele de închiriere sunt pe măsură. Comercianții spun că sunt destul de mari, astfel un metru pătrat de masă închiriată costă 10 lei pe zi, iar un abonament lunar se calculează la prețul de 7,50 lei pe zi, deloc de neglijat. Anul acesta, cuantumul taxelor a rămas neschimbat. Dacă la mesele de afară tariful pe zi este de 10 lei, în hala încălzită crește la 12 lei pe zi, iar abonamentul lunar la 8 lei și 50 de bani pe metru pătrat pe zi. Nu e deloc puțin, spun comercianții, care uneori vând marfă puțină în raport cu puterea de cumpărare a făgărășanului. Dar chiar dacă vând sau nu, oamenii tot trebuie să plătească. Mai mult țin cu dinții de locurile cunoscute deja de făgărășeni care vin și cumpără de la tarabagii preferați, care le cunosc preferințele. Cei care vând produse lactate sunt obligați să achite pe lângă costul mesei închiriate și pe cel al vitrinei frigorifice, 30 de lei pe zi la brânzeturi și 1 leu pe zi per kilogram la carne scoasă la vânzare. Totodată plătesc și taxe pentru folosirea cântarelor, 6 lei pe zi pentru aparatele de până la 10 kg și 8 lei pentru cele mari ce ajung să cântărească marfă de până la 150 de kg. 26 de medici de familie din Făgăraș au răspuns astăzi invitației reprezentanților Hospice Casa Speranței, care au inițiat cursuri ce cuprind tehnici de abordare a bolnavilor incurabil îngrijiți de voluntari. Doctorii învață cum să aibă o relație cât mai apropiată față de cei aflați în suferință, cum să-i ajute psihic, dar și moral de-a lungul unei perioade extrem de grele din viața lor, lupta cu o boală incurabilă. Reprezentanții Hospice Casa Speranței s-au întâlnit astăzi cu mai mulți medici de familie din Făgăraș într-un scop comun, să-i ajute pe bolnavii incurabili să treacă mai ușor peste suferințe. Fundația Hospice a dat startul unor cursuri inedite ce cuprind tehnici de abordare a suferinților îngrijiți de voluntari. În afară de faptul că noi oferim servicii directe și știți că și aici în comunitatea din Făgăraș și în Brașov ne adresăm bolnavilor cu boli cronice progresive, am realizat că de fapt sunt atâția pacienți care au nevoie de aceste servicii, încât ar fi minunat dacă pe lângă ceea ce oferim noi, fiecare medic de familie ar avea niște cunoștințe de bază, minime, despre cum să trateze corect durerea, cum să vorbească cu pacientul, cum să fie alături de familie și încercăm cu acest curs, de fapt, să aducem paliația sau îngrijirea paliativă, să o aducem elemente ale și în activitatea medicului de familie. Ce-ți vine să spui? Dar stați liniștit că totul va fi bine. Avem tratament. Dar poate că nu e așa. Poate e așa sau poate nu. Și atunci trebuie să taci. De ce? Ca să-i dai omului șansa să exteriorizeze. Să exteriorizeze sentimentul pe care îl trăiește. Și unii vor zice, ce vreți să ziceți de natură canceroasă? De care? Femeie sau bărbătesc? Mai avem și asta. Și atunci tu întrebi, ok, ce înțelegeți prin femeie și ce înțelegeți prin bărbătesc? Da? Și dacă e femeiesc, cel care se întinde îi spui, ok, ăsta este femeiesc. Și iarăși taci și aștept să vezi reacția lui. Da? Nu folosiți cuvinte așa, că e ceva care e undeva și care merge cumva. Deci fiți cuvinte puține, clare și pauză. Ca să vedeți și uitați-vă la limbajul pe care îl exprimă pacientul și dacă vedeți că tăcerea se prelungește, ce putem zice? Sunteți tăcut. La ce vă gândiți acum?
sau vezi că fața lui s-a schimbat, sunteți îngrijorat, da? Ce vă îngrijorează cel mai tare? Deci încercați să vedeți ce exteriorizează pacientul și porniți de la sentimentul respectiv. Centrul Hospice crede în îngrijirea paliativă ca drept al omului. De aceea dorințele lor sunt ca toți pacienții cu boli incurabile să aibă parte de îngrijirea paliativă la momentul potrivit. Îngrijesc cu profesionalism și dăruire copii și adulți care trăiesc cu boală incurabilă, oferind servicii specializate pentru ei și familiile acestora. 26 de medici de familie din Făgăraș au răspuns pozitiv invitației Hospice. Sunt niște cursuri, cel puțin o parte dintre noi, ca și colegii l-am mai urmat în urmă cu vreo 7-8 ani. Sunt actualizări în îngrijirea bolnavilor de fază terminală, de cei care au diverse afecțiuni tumorale prezente la nivelul corpului și actualizarea unor modalități de diagnostic, de tratament, de abordare a relațiilor dintre pacient și medic. Cursurile astea sunt în cadrul unui proiect național în care avem 4 județe, Brașovul, Clujul, Iașu și, mă rog, Bucureștiul ca și capitală, și ce încercăm? Nu încercăm numai cursurile, deci cursurile sunt debutul, deci facem o instruire care este de 3 zile plus vom mai adăuga încă pe parcurs încă 2 zile și după aceea vom selecta doctori care chiar vor avea niște intervenții de făcut, le vor aplica la pacienți, la 100 de pacienți în țară, vom monitoriza să vedem dacă aceste intervenții sunt eficiente sau nu și cât costă aceste intervenții, adică cât timp trebuie să dispună medicul de familie. În cadrul acestui curs, medicii de familie sunt învățați cum să aibă o relație cât mai apropiată cu pacienții, cum să-i ajute psihic, dar și moral, pentru o perioadă grea din viața lor, lupta cu o boală incurabilă. Un avantaj foarte mare pe care l-au medicii de familie este acela că ei își cunosc pacienții și cunosc pacienții cu familiile lor. Și cred că ar trebui, în primul rând, să fie onești cu acești pacienți și să-i sprijine, să le ofere informația în măsura în care aceștia sunt capabili să o recepționeze și să o folosească și sigur să le ofere informații legate despre tratament și să le fie alături pe tot parcursul bolii, pentru că trebuie să recunoaștem că medicii de familie sunt cumva rețeaua cea mai răspândită în comunitate și cumva fiecare pacient, chiar dacă nu are acces la un specialist, la un oncolog, sigur are acces la medicului de familie și medicul de familie, prin modul în care comunică, ar trebui să arate că e aproape, că îi pasă, că știe despre ce este vorba și că e alături de el, indiferent că boala merge bine sau că boala merge rău. Serviciile Hospice sunt gratuite pentru toți beneficiarii. Fondurile necesare funcționării serviciilor de îngrijire paliativă provin din proiecte internaționale, sponsorizări, evenimente de caritate de la parteneri britanici, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, primării sau de la contribuabilii, ce direcționează 2% din impozitul pe profit. Pentru bolnavi incurabili, îngrijirea paliativă înseamnă creșterea calității vieții, așadar orice implicare a medicilor sau a tuturor persoanelor reprezintă un ajutor real pentru bolnavi. Hărțuirea și abuzul pe internet în atenția poliției române. Tu cui dai accept? Este titlul campaniei de prevenire a pornografiei infantile pe internet desfășurate de polițiști. I-a urmărit informarea elevilor din ciclul gimnazial cu vârste între 11 și 15 ani și conștientizarea publicului cu privire la modalitățile concrete de evitare a victimizării copiilor prin internet. Polițiștii susțin în campanie teme ce vizează prevenirea victimizării prin intermediul internetului și familiarizarea tinerilor cu realitățile online și cu modalitățile de protecție a minorilor. Sfaturile sunt importante atât pentru copii și tineri, cât și pentru părinți. Nu oferiți persoanelor întâlnite pe internet informații personale despre sine sau familie. Nu spuneți parola de la e-mail altor persoane. Dacă le comunicați această parolă, ele pot trimite mesaje jignitoare în numele vostru sau pot intra pe site-uri interzise. Dacă vreți să vă întâlniți cu o persoană pe care ați cunoscut-o pe internet, anunțați-vă părinții anterior. Oamenii pot fi foarte diferiți de ceea ce au pretins că sunt pe internet și astfel puteți deveni victimă a traficului de persoane și altor întâmplări tragice. Se numără printre sfaturile oferite copiilor de către polițiști. În ceea ce privește părinții, ei sunt sfătuiți să supravegheze activitatea copilului pe internet, să așeze computerul conectat la internet într-o zonă deschisă,
casă, de unde copilul poate fi ușor supravegheat, să instaleze instrumente de filtrare a accesului la internet ca măsuri suplimentare de supraveghere și să-și educe copilul cu privire la autoprotecția în mediul virtual. Aici punem punct jurnalului local al știrilor cu cele mai importante informații din această zi. Vă reamintesc că pentru a ne găsi și pe internet, vă stă la dispoziție website-ul impactfăgăraș.ro și pagina de Facebook Impact Făgăraș. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Nova TV. Urmează emisiunea Media Obiectiv. Invitat în studio este directorul Colegiului Național Radu Negru, profesorul Ion Bogdan. Vizionare plăcută!